Femeie, te-ai fi știut cine-ți cere de băut în seara aceasta. Domnul Iisus stă de vorbă cu o femeie. Și vreau să spun că în cele mai multe lucrări prin Duhul Sfânt, frații slujitori știu lucrul acesta, când se adresează prin Duhul Sfânt, prin vis de noapte și îți arată o femeie, se reprezintă biserica. Și Domnul Iisus vorbește cu noi. Și când vine vorba de noi, se exclude bărbat, femeie, ca fiind doar femeie sau doar bărbat, ci om. Noi suntem oameni, indiferent că suntem bărbați sau femei. În această seară, Domnul Iisus îi cere femeii, dă-mi să bea. I-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Și în seara aceasta, cred că foarte mulți din biserica aceasta s-au dus în cetate să cumpere ceva. Și Domnul Iisus ar fi vrut să vorbească în seara aceasta cu noi. Doamne, i-a zis femeia, mă întreb eu dacă femeia aceasta i-a zis de 3 ori, Doamne, nu vreau să citesc tot pasajul ca să vă obosesc și știți, fiecare dintre voi cunoașteți acest pasaj din Ioan, capitolul 4, în Samaritania. Doamne, i-a zis femeia, dăm această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până ai să scot apă. Și a 3-a oară spune, Doamne, i-a zis femeia, văd că ești un proroc. Dar de ce te exprimi de fiecare dată cu Doamne? Noi știm ca și oameni că atunci când omul vine și nu-l cunoști și nu știi despre cine e vorba, îl iei într-o formă de respect. Și îi spui într-o formă sau în alta, dumneavoastră, stimate domn, sau poți să-i spui la persoana singulară, dacă e de vârstă cu tine și probabil prezintă și o notă, mai vorbim de multe ori și la tertul. Dacă femeia aceasta îi spune de 3 ori, Doamne, și Domnul Iisus se exprimă femeia acestea și spune, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți întâlna Tatălui nici pe muntele acestea, nici în Ierusalim. Voi vă întinați la ce nu cunoașteți. Noi ne întinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina la cumpărători. Când închinătorii adevărați se vor închina la terme. Când închinătorii adevărați se vor închina undeva într-un loc unde este de toate și poți să servești de ale mâncării, de ale băuturii. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Că astfel de închinători dorește Tatăl. Dacă în seara aceasta ai venit în locul acesta, cuvântul Domnului Iisus te cheamă. Amin. Și te invită să fii unul dintre aceia care se închină. Amin. Domnului. Și nu oricum, un închinător adevărat. Dacă vrei să fii un închinător adevărat, spune Domnul Iisus în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Amin. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Amin. Vedem că femeia aceasta știa despre cineva care trebuia să vină în lumea aceasta și spune. Știu, i-a zis femeia, care a să vină Mesia, că i-a simțit zice Hristosul. Interesant că știa despre El și cercetase toate lucrurile acestea. Și așa suntem și noi, nu? Noi știm foarte multe. Poate de multe ori uităm că nu știm nimic. Și credem că știm multe. În seara aceasta am vrea să ne lăsăm la dispoziția Domnului, să zicem Domnului, Doamne, noi nu știm nimic, dar știm un singur lucru, că Tu ești acel care ne poți să ne dai cunoștință și știință. Noi vrem să te cunoaștem pe Tine așa cum Tu ne faci nou de cunoscut pe Tine. Noi nu vrem să știm doar despre Tine. Noi vrem să trăim cu Tine. Noi vrem ca Tu să locuiești în templul acesta, așa cum s-a amintit. Noi suntem templul Duhului Sfânt și dacă noi suntem templele acestea, Doamne, vino templul acesta. Vino la mine și locuiește în mine. Eu nu vreau să cunosc doar despre Tine, eu vreau să Te cunosc pe Tine. Amen. Și haideți să vedeți femeia aceasta interesantă. Merge și spune, și a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Păi femeie, dacă ai spus de 3 ori, Doamne, de ce ai spus, Doamne? Haideți în seara aceasta, noi de multe ori,
Spunem, Doamne, dar știi când spunem noi, Doamne? Atunci când ni se întâmplă ce fac deosebit de grav. Și zicem, Doamne, ai milă și de mine, Doamne, dar nu se poate, dar chiar eu să mi se întâmple mie ceva? Eu astăzi îți spun, tu zici, Doamne, și în același timp nu-L cunoști. Nu este rău lucrul acesta. Haideți în seara aceasta să ne punem inima să-L cunoaștem pe Domnul. Să-L dorim pe Domnul și El să fie aici în templul acesta. Domnul să ne binecuvânteze în seara aceasta, să ne binecuvânteze locul acesta. Amin. Domnul să umple locul acesta. Amin. Să cheme oameni după voia Lui. Amin. Să cheme oameni în slujire. Și oameni care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu să-L găsească unde? În locul acesta. Domnul să binecuvânteze locul acesta și să-L umple cu oameni care îl caută. Oameni după voia Lui. Pentru că sunt mulți oameni, vreau să vă spun că și pe mine m-a avertizat Dumnezeu și mi-a vorbit și mi-a spus, nu toți care vin la tine, haideți să facem o lucrare, sunt pentru mine. Cei care sunt din mine doar plâng și se roagă. Și să am grijă că nu toți oamenii sunt sinceri. Nu trebuie să ne ferim unii de celălalt, doar trebuie să ne învățăm, trebuie să ne ajutăm dacă se poate. Dacă cineva nu este sincer, nu este gata, prăbușit. Vreau să spun că Domnul Iisus te iubește și pe tine. Amin. Și Domnul Iisus ne iubește pe toți. Haideți în seara aceasta să-i spunem Domnul Iisus, vrem ca Tu să fii în noi. Amin. Și vrem tot ceea ce facem noi să fie de la Tine și pentru Tine. Amin. Haideți să ne ridicăm și